Cât poate costa un animal? $1000, $2000 sau poate chiar câteva sute de mii? Nu, nici pe aproape. Unele animale costă milioane de dolari, iar valoarea eroului principal al acestui episod este estimată în jur la 200 de milioane de dolari. De ce este atât de scump? Acum veți afla. În acest video veți vedea cele mai scumpe animale din lume, așa că puneți un like și să începem! Faceți cunoștință, acesta este Frankel. S-ar părea că e cel mai obișnuit cal din care sunt milioane în întreaga lume, dar Frankel este unic în felul lui, fiindcă valorează 200 de milioane de dolari. Cu așa bani poți să-ți cumperi câteva conace de lux în diferite țări și să lansezi un startup de succes. Ba chiar să-l faci pe Cristiano Ronaldo sau Lionel Messi să vină în orașul tău și să lovească mingea în curtea din fața blocului. Cum poate un cal să coste atât de mult? Chestia e că Frankel nu este un cal obișnuit, este de rasă pur sânge englez. Britanicii numesc caii de această rasă Thoroughbred, ceea ce poate fi tradus ca crescut cu grijă sau crescut la perfecțiune. Caii pur sânge costă destul de mult în general, dar prețul gigantic al lui Frankel este explicat prin faptul că este recunoscut drept cel mai bun cal de curse din istorie. Frankel s-a născut în 2008 și deja la vârsta de 2 ani îi bătea pe toți adversarii săi în curse. Peste un an a participat la cursa la care era prezentă însă și Elizabeta a II-a și a triumfat într-un mod grandios. Asta l-a făcut un cal și mai cool în ochii publicului. La apogeul carierei sale, Frankel îi învinge pe toți adversarii săi, iar ratingul lui era de 147, cel mai mare avut vreodată de un cal de curse. Având în vedere că aristocrații și oamenii bogați literalmente se luptă pentru a obține cel mai bun cal de curse, nu este uimitor că prețul lui Frankel este atât de mare. Multă vreme, proprietarul lui Frankel era Khalid Abdullah, un membru al regatului dinastiei regale Arabiei Saudite, care a decedat anul trecut. E clar că un cal de genul putea să și-l permită membrul uneia dintre cele mai bogate familii din lume. Apropo, prețul cosmic al acestui armăsar pur sânge se mai explică și prin faptul că a devenit un producător promițător de urmași. Crescătorii i-au adus iepe pentru ca să le ofere niște urmași excelenți, viitori campioni ai curselor. În acest moment, prețul lui Frankel a coborât. Acum câțiva ani era de aproximativ 130 de milioane de dolari, dar și în cursă nu mai participă. Oricum, recordul lui n-a fost doborât de nimeni și rămâne a fi cel mai scump animal din lume. Prețul lui Frankel, oricare n-ar fi acesta, uimește, dar în lume există și alte animale care valorează bani enormi. Haideți să ne uităm și la ele. Rămâneți aici dacă vreți să aflați despre cea mai scumpă vacă din lume, despre câinele de 2 milioane de dolari și să vedeți animale valoroase din sălbăticie. Înspre sfârșit veți afla despre un animal super scump care ar putea să concureze cu însuși Frankel, dar să o luăm pe rând. Să începem cu niște lei, dar nu cei obișnuiți, ci speciali. Desigur că și lei obișnuiți sunt niște creaturi uimitoare și grațioase. Dar mai interesanți sunt frații lor albi. Da, există și din ăștia. Acești lei uimitori au fost descoperiți pentru prima oară în anul 1938 și deja atunci puii albi de leu erau o raritate. Acum sunt și mai rari decât în trecut. Pot fi găsiți doar pe teritoriul rezervației naturale din Africa de Sud, Timbavate, unde se numără câteva sute de indivizi. Apropo, de ce acești lei sunt albi? Mulți ar crede că e vorba despre albinism, dar nu. Oamenii de știință consideră că este rezultatul unei mutații de culoare, în urma căreia animalele au dobândit o blană albă și ochii deschiși la culoare. Probabil că genele recesive a ambelor părinți sunt răspunzătoare pentru culoarea albă a puilor. Întrebarea principală, care e treaba cu prețul? Puteți cumpăra un pui de leu alb cu doar 140-150 de mii de dolari. Bineînțeles că prețul poate varia, dar pentru ce trebuie să cumpărăm acești lei albi? Nu e mai bine dacă rămân în sălbăticie, încercând să restabilească numărul populației sale. Diamant dublu. Texel. Ați auzit vreodată acest cuvânt? Probabil că pentru unii dintre voi este un cuvânt nou. Este vorba despre o rasă rară de oi, care sunt cele mai scumpe din lume. Au o formă dreptunghiulară a corpului, cu spate plat și o regiune lombară relativ subțire, pe care au moștenit-o de la strămoșii lor romani.
Crescătorii spun că Texel sunt unele dintre cele mai bune rase din toată lumea, din punct de vedere a productivității. Oile acestei rase aduc mult mai multă carne și lână decât rudele lor obișnuite. Pentru așa ceva, doritorii vor trebui să plătească bani buni. De exemplu, berbecul Texel pe nume Diamant Dublu chiar este scump ca o piatră rară. Cu un an în urmă a fost vândut la licitație cu jumătate de milion de dolari. Este un record între toate oile și berbecii din lume. Miss Missy. Avem în listă încă un deținător de recorduri. Este vorba despre cea mai scumpă vacă din lume. Este greu de crezut, dar această vacă costă o mulțime de bani. Prețul ei este estimat în jur la 1,2 milioane de dolari. Mai greu e de crezut că cineva chiar a plătit atât de mult pentru o vacă, în loc să-și cumpere o casă mare sau să meargă într-o vacanță de vis în jurul lumii. Dar capriciile celor bogați sunt greu de înțeles. Missy este valoroasă fiindcă este de rasă pură Holstein. Productivitatea ei este cu 50% mai mare decât în medie. Ea are o grămadă de titluri diferite în diverse categorii și nominalizări. Mastiff tibetan. Dacă vă gândiți să vă luați un câine, această rasă vă va goli portofelul bine de tot. Chiar și cei mai obișnuiți pui de această rasă vor costa 1.200 de dolari. Cei de rasă pură vor fi mult mai scumpi. Dacă vorbim despre campionii de această rasă, veți avea nevoie de o avere întreagă ca să deveniți deținătorii lor. De exemplu, în 2011, Big Splash, un mascul de această rasă, a devenit cel mai scump câine din lume. Un magnat chinez al cărbunelui a dat pentru el 1,5 milioane de dolari. De unde s-a luat așa preț, veți întreba voi? Treaba e că, în rând cu mașinile scumpe și bijuteriile, mastifii tibetani roșii au devenit în China un simbol al luxului și bogăției enorme. Această rasă are niște rădăcini care se trag departe în trecut, în vremea triburilor nomade chineze. De aia chinezii bogați se străduie să-și cumpere mastifi de top, ca să se laude. E cam aceeași situație ca și cu cai de curse în Anglia, dar chiar și Big Splash nu e pe locul 1. În 2014, recordul a fost doborât de un cățeluș de aceeași rasă care a fost cumpărat cu 2 milioane de dolari. După cum v-ați putut da seama, a fost cumpărat de un om de afaceri chinez. Așteptăm un nou record în rândurile mastifilor. În această țară trăiesc cele mai uimitoare animale din lume, urșii panda, și ei se consideră animale foarte scumpe și nu rămân inferioare mastifilor. Dar urșii panda sunt crescuți în rezervații naturale, fiind considerați o specie sub amenințarea dispariției. Nu așa era? Da, așa este. Nu vă veți lua o pandă ca un animal de companie, dar nu înseamnă că nu se vând. Mai exact vorbind, sunt închiriate. Ce? Da, în China există o practică conform căreia panda sunt cumpărate de diverse grădini zoologice pentru o perioadă de timp, în scopul atragerii vizitatorilor. Valoarea unei astfel de tranzacții poate ajunge la 1 sau chiar 2 milioane de dolari. După ce achită suma necesară, grădina zoologică primește un urs panda pe o perioadă de un an, în mediu. Desigur că suma și perioada pot să varieze. Tonul albastru. Deținători ai recordurilor la categoria preț există și în mare. Unii locuitori marini ajung la sume uimitoare. Unul dintre ei este tonul albastru. Nu e cel vândut în conserve pe rafturile din supermarket. Pentru un individ mare și suma va fi potrivită. În anul 2020, un japonez, Kiyoshi Kimura, a confirmat acest fapt. El a cumpărat un ton albastru cu 1,8 milioane de dolari. Credeți că e limita? Nu vă grăbiți! Cu un an mai devreme, un ton care cântărea 278 de kilograme a fost cumpărat cu 3,1 milioane de dolari. A fost cumpărat de asemenea de Kiyoshi. El este proprietarul unui lanț de restaurantă de sushi, așa că această sumă pentru el nu e o problemă. Cu tonul de 3 milioane, japonezul s-a împărțit cu oaspeții restaurantului său. E o faptă demnă! Maimuța verde. Și eroul final este maimuța verde. Nu, nu a căzut în verde de briliant. Este, de fapt, un cal de curse. Da, am început și vom termina cu caii. Ca și Frankel, calul pe nume Green Monkey este un cal de curse pur sânge, cu un pedigree incredibil. Strămoșii lui au fost campioni multipli la diferite curse. Frumusețe, grație, sânge pur, toate acestea costă. Desigur că nu e un Frankel care costă 200 de milioane, dar prețul lui este de asemenea înalt. Cu câțiva ani urmă a fost vândut la licitație cu 16 milioane de dolari. Dar adevărul este că nu s-au adeverit aceste cheltuieli. Necătând la caracteristicile de nota 10, mereu pierdea la cursă. Așa că Frankel încă n-a fost întrecut nici la preț, nici la cursă.
Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii, voi cum credeți, își merită aceste animale banii sau nu? De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!